Nu știu dacă ai auzit despre acel tânăr care a scris o scrisoare de dragoste prietenei lui. În această scrisoare de dragoste a folosit expresii mari și a spus ceva de genul: dragă, te iubesc atât de mult încât aș fi gata să trec oceanul în not. Te iubesc atât de mult încât aș fi gata să urc cel mai înalt munte doar ca să te întâlnesc și să petrec cu tine câteva minute. După o listă de astfel de declarații, la final a adăugat un post-scriptum. Ne întâlnim sâmbătă dacă nu plouă. Uneori ni se întâmplă, poate și nouă, lucruri de genul acesta în viață. Însă, un principiu foarte important pe care ne-l prezintă Scriptura este că iubirea noastră trebuie să fie demonstrată. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 18, Ioan spune: să nu iubim numai cu vorba, numai cu limba, ci să iubim cu fapta și cu adevărul. E important ca să spui lucruri care să arate iubire, dar cea mai frumoasă expresie a iubirii este fapta. Te îndemn în această săptămână să cauți fapte prin care să demonstrezi dragoste pentru cei din jur. Să-ți faci timp ca să stai de vorbă cu ei, să îi asculți, să fii gata să ajuți, să dai o mână de ajutor dacă este nevoie, să cauți să fii inventiv în a demonstra, nu doar în a declara iubirea. Da, e mare nevoie de iubire, dar e nevoie de iubire demonstrată prin fapte, așa cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu.